Comisia Europeană a negociat cu o firmă încă din data de 8 mai 2021 să producă 1,8 miliarde de doze de vaccin, iar ulterior să fie injectată fiecare persoană din Uniunea Europeană cu câte 4 doze de vaccin în 2022 și 2023. Dacă aceștia deja știau că în următorii ani europenii vor mai avea nevoie de încă 4 doze de vaccin anticovid, asta înseamnă că indirect recunosc faptul că vaccinurile nu produc imunitate. În acest caz, europarlamentarul Cristian Terheș susține că dacă ei știau tocmai din 8 mai 2021 faptul că cetățenii vor mai avea nevoie de încă 4 doze de vaccin pentru 2022 și 2023, asta înseamnă că actualul vaccin nu produce imunitate pentru că dacă ar produce, nu ar mai fi necesară vaccinarea în 2022 și 2023. Prin urmare, afirmația că oamenii se imunizează după aceste vaccinuri este falsă. Campania actuală de vaccinare că dacă X% se vaccinează scăpăm de virus este falsă. Ei deja știu că nici în 2022 și 2023 nu scăpăm, de aceea au comandat dozele în avans. Acele 1,8 miliarde de doze de vaccin pentru 2022 și 2023 vor trebui injectate în oameni. Deja oamenii se lasă greu vaccinați, mulți dintre cei care au făcut-o fiind forțați de situație să o facă. Ce măsuri abuzive vor folosi guvernanții pe viitor să injecteze acele 1,8 miliarde doze în oameni? Ursula recunoaște că acel certificat de călătorie este în fapt unul de vaccinare, adică scopul introducerii adeverinței sau certificatului verde este de a-i controla pe oameni dacă s-au vaccinat, nu să le faciliteze circulația.